Doamnelor și domnilor, la celălalt capăt al firului, așa cum ați aflat, așa cum ați văzut și pe burtierele noastre, așa cum ați aflat din materialele promoționale, se află maestrul Dan Puric. Hristos a înviat! Hristos a înviat, ne auziți? Adevărat a înviat! Doamne ajută! Ce faceți? Ce fac eu? Da! Urmăresc presa. Adică fac ceea ce face toată populația României, o greșeală fundamentală. Intru în plasa realității zilnice ca să mă înămoresc. Ce să fac? Țin distanța socială față de clasa politică, care este o distanță igienică, necesară și curativă. Problema care e, îmi dau seama că suferim mai mult de virus decât de lipsa adevărului, ceea ce este fundamental greșit. Până la urmă, este o perioadă atipică, o perioadă de care la început ne-am speriat, care acum ne enervează, o perioadă în care este menținută o stare de confuzie în România, în primul rând din fruntea statului. E bine, sunt bine remarcate cele două etape, frica. E bine că am ieșit din frică totuși, s-a creat starea asta de enervare. Oricum, trebuie văzut că ceea ce trebuia însămânțat dincolo de spaima cu virusul e neîncrederea. În clipa în care omul nu mai are încredere, atunci nu mai poate să existe iubire. Neîncrederea. Și această neîncredere în instituțiile statului, între oameni, numai termenul de distanță socială este o pornografie. Distanța este fizică. În clipa în care zici distanță socială, e aceeași pornografie cum ai zice a socializa în lucru de a te împrieteni. Creștinul nu socializează. Distanța nu trebuie să fie socială, distanța trebuie să fie fizică. Omul este și o ființă socială și o ființă religioasă, are dimensiunea asta amfibie, respire cu doi plămâni, unul încetate și altul este cu fața spre Dumnezeu. Da, mă rog, astea sunt directivele marxiste. Poarșul Marx a zis că religia este condamnată de istorie și urmașilor fac exact același lucru. Spuneți-mi, maestre, ce părere aveți despre toată această perioadă de iacăt 30 aproape 40 de zile în care românii sunt sfătuiți să stea acasă și să se spele pe mâini. Cam atât. Păi, cum să spun, sunt două dimensiuni care trebuie să văzute. Una, amândouă neclare. Ce face bietul român dacă se spune să se spele pe mâini cu spirit, cum a zis un virusolog, și ăla, reprezentantul Organizației Mondiale Sănătății, a spus, de fapt, virusologul a zis că nu e bun spiritul, cealaltă a zis că este bun spiritul. Deci ne aflăm în spațiu epidemiologic când este o confuzie la nivel de specialiști. Și bietul român n-are de unde să știe că această confuzie e plătită. Este plătită. Până în 1980, deviațiile sexuale, perversitățile, erau considerate ca patologii. Din 1980, în America, au fost plătiți doctori, somități ale științei ca să zică că este o autoorientare sexuală. Ce să facă bietul român care el nu s-a născut virusolog și epidemiolog? Dumnezeu, e bine să mă spun? Trebuie plecat de aici, de această incertitudine, cum să spun, practicată, dusă la nivelul acesta, al sănătății biologice. Ce să facem cu partea altă politică? Am înțeles acum că domnul președinte a spus că încet, încet trebuie să ne relaxăm. Domnul Stăian Cercel a zis că încet, încet trebuie să ne constipăm. Să vedem unde o ia românul. Unul vorbește de izolare, altul vorbește de dezizolare. Este tipic pentru guvernele bolșevice. Este tipic pentru ceea ce se dorește în lume. Iar românul astăzi are nevoie de certitudine. Eu cred că, din punct de vedere creștin, deplasăm acum, cum zic, discuția din planul social și politic, că lumea nu prea mai are nevoie de așa ceva, și deplasăm în spațiu creștin, pentru că noi suntem în spațiu creștin. Întotdeauna te întrebi de ce a dat Dumnezeu așa ceva. Cu ce suntem noi vinovați?
Eu, din punctul meu de vedere, consider că suntem foarte vinovați față de Dumnezeu pentru concesiile pe care le-am făcut până acum ca popor român. Suntem foarte vinovați. Am lăsat să intre în sufletul, de fapt, ce se vrea cu această mascaradă ca cealma de cea mai joasă speță, decât ținerea sub control a sufletului românesc. De 30 de ani de zile se lucrează la distrugerea acestei, cum să zic, entități sufletești, care este masca spirituală a sufletului românesc. Și am avut concesii. Am avut concesii să, cum să spun, fie lovită biserica, să fie lovită credința, să fie lovită în ultimul fel, în ultimul moment, zic, felul de a fi al românului. Plătim. Plătim. Ca să se vadă rezultatul la care s-a ajuns, iată, mă uitam ieri că în altul Pimen este bolnav și, mă rog, este diagnosticat cu acest nefericit diagnostic. Au apărut niște comentarii unor tineri. Tinerii aceia care comentează sunt de cea mai joasă speță. Dacă ne uităm în perioada de început a creștinismului sau în perioada de bolșevizare a țării și vedem o satanizare a tineretului, o recunoaștem. Deci de cea mai joasă speță. S-au pregătit haite de tineri pe Facebook, pe toate astea, care să n-aibă scrupule. Nu ținem cont că în altul Pimen este o figură luminoasă a creștinismului românesc. N-au respect nici față de biserică, nici față de vârstă. Haideți să sezizăm lucrurile acestea. Haideți să sezizăm că sunt reviste de genul acesta, marea majoritate cumpărate sau posturi de televiziune care sunt, cum să spun, vector de infecții și de confuzii sociale. Se cultivă insulta, se cultivă calomnia, se cultivă, cum să spun, delațiunea. Eu îmi aduc aminte că pe vremea comunismului intrau securiștii noaptea în curtea omului, băgau revolverul în căpiță și a doua zi îl arestau. Același lucru. Îți bagă idei în cuvântul tău pe care tu nici măcar nu te-ai gândit și sunt în stare, nu te mai arestează, te arestează social. Sezizăm următorul lucru, aceste haite, cum să spun, care au fost făcute în gândirea aceasta colectivă și care se pot linșa mediatic, sunt puse ca să facă următorul lucru, ceea ce se numește izolare socială. Izolare socială. Poporul român trebuie să fie izolat de sine. De aceea se proliferează insulta, violența. Ce analize să face și cu ce se răspunde la lucrul acesta? Această perioadă, după părerea mea, este dată, avem două alternative. O să ne înălțăm sufletește, să ne curățăm. O să ne prăbușim. Și atunci să-i mulțumești lui Dumnezeu ca să vedem linie de forță acestui lucru. Pentru că altfel românul care ne ascultă și acolo și la Petroșani și în București și peste tot oriunde, el are nevoie de o poziție, de o atitudine în situația aceasta, care transcede frica de biologică. Sunt frici, este frica legitimă de virus, că nu se știe cât este și ce este și e făcut deliberat, pervers și criminal. Este frica socială pentru că bietul român nu știe cât va dura lucrul acesta și vai de economiile lui. Este frica politică pentru că suntem ținuți în zgardă de un 30 de ani, numai acum cu hologramele astea, de niște, cum să zic, slugi ale ocultei internaționale. Sunt mai multe frici. Și ce să facă bietul român în situația asta? O singură mutare. Să pună în fața acestor frici, care sunt frici de la diavol, frica față de Dumnezeu. Frica față de Dumnezeu elimină aceste frici. Eu dau un exemplu. Am aici o chestie care a început de curând, îmi aduc aminte cu Pământul Făgăduinței. Și important, nu facem teologie la televizor sau la radio. Românul nu are nevoie de teologie, are mult prea multă inteligență și simț creștin. Dar tocmai pentru că are simț creștin, exemplu, este fantastic. La Pământul Făgăduinței știu că au trimis niște iscoade în față evrei să vadă și au zis că, domne, sunt acolo niște vrăjmași, uriași și dacă se vor apropia de acel Pământ al Făgăduinței, vor fi făcuți praf. Noroc că printre ei erau și doi oameni credincioși care zic, așa este. Așa este, sunt niște uriași care ne pot distruge. Numai că noi vă spunem că suntem cu Dumnezeu și că uriașii nu au în fața noastră nicio putere.
Așa și acum, sunt niște uriași în fața noastră, niște sperietori. Este virusul, este această ocultă internațională, niște monștri de genul ăsta pe care românul îi simte. Da, dar eu vin și spun, cu noi este Dumnezeu, nu vă fie frică, n-au nicio forță. Nu vă speriați de ceea ce nu trebuie, nu trădați pe Dumnezeu. Aici este lucru care are, de aici încolo poți să ai atitudine politică, economică, socială, educativă. Și cu asta basta. Aici trebuie văzut, cum să zic, lucrul de bază. Să se dezrobească acești români de stăpânii ăștia de Mucava, marea lor majoritate satanii sau inconștienți, și să se înrobească înapoi la Dumnezeu. Mi-aduc aminte expresia lui Petrețuțea paradoxală. Înrobește-mă, Doamne, ca să fiu liber. Asta nu presupune inconștiență. Asta nu presupune fanatism. Asta presupune un echilibru creștin și de bun simț. S-a văzut ca Cealmaua, se vede că între timp, sub fumigena epidemiologică, au făcut cele mai detestabile lucruri. Legea pentru învățământul sexual a copii, ca în timp să avem degenerați ca dincolo. S-a dat majorat salariile la cei cu minoritățile sexuale, când, nu minoritățile sexuale, cu minoritățile în România, când de fapt majoritatea este în pericol și n-au nimic cu minoritățile, pentru că sunt împreună. Se fură, au trimis în mod criminal și responsabil oamenii înapoi ca niște slujbe nenorocite să moară pe câmpuri străine având condiții de leprăverie. Și atunci românul, în fața unor evidențe, ca să vezi un om, adună-i faptele. Ca să vezi un guvern, adună-i faptele. Nu mai spun că totul acesta este un vârf epidemiologic din punct de vedere politic pe un fond de receptivitate morbidă crescut de 30 de ani, de impostură fantastică, de, cum să zic, de corupție, de cangrenă socială, în care ce-a făcut bietul român care ne ascultă acum? O parte din el s-a refugiat și a luat bagajele și biserica și a fugit disperat dincolo, altul a încercat să supraviețuiască local. Asta este condiția. Important să nu intervină frica. Frica politică, frica virusologică, frica epidemiologică, frica, să nu alunge frica de Dumnezeu. Este invers. Frica de Dumnezeu va răpi în mod firesc, va distruge în mod firesc acest lucru. Eu am sentimentul că, nu sentimentul, credința că această frică de Dumnezeu, pe noi ca popor român, ne-a făcut să dăinuim. Trebuie văzut următorul lucru. Noi n-am mai avut acces la morții noștri. N-am mai avut acces la Sfântul Mormânt, n-am mai avut acces la lumină. Este evident că atacul a fost dat, mascat sub chestie epidemiologică cu sperietoarea sa, dat asupra sufletului creștin. Dar românii au un alt statut. Dincolo, în Occident, ca să fac o mică analiză, biserica, făcând inchiziția, a luat o razna și a suprimat exact ceea ce a lăsat Iisus Hristos, libertatea liberă arbitru. Și atunci, filozofii renașterii și umaniștii au găsit de cuvință să se libereze de această tiranie care avea inchiziția bisericii și au creat drepturile omului. Drepturile omului sunt toate fundamentate pe ceea ce a lăsat Iisus Hristos, numai că a intrat în spațiu civil. La noi, în România, noi nu aveam nevoie de așa ceva, pentru că pe noi nu ne-a sugurmat biserica. Pe noi n-am avut, biserica n-a avut statut inchizitorial. Oazele de libertate pe care a avut poporul român a fost bordeiul și biserica credință. Și atunci de-aia se lovește în familie. De-aia se lovește în biserică și lovindu-se în libertate. Cine ne aduce libertatea? Adevărul. Hristos de ce a murit? Atât adevărul. Pentru că a mărturisit până la capăt adevărul. De ce au murit martirii noștri din pușcării? Pentru că au mărturisit la rândul lor adevărul. Și acum suntem în situația în care să ascundem adevărul că suntem creștini, să ascundem adevărul că suntem români de frica unor sperietori politice, virusologice. Au mai fost ciume pe pământul ăsta românesc. Dar românul nu a dat adevărul hristic pe o realitate cât a fost de cumplit. Și repet, ăsta nu este un îndemn la neascultare din punct de vedere medical, unde, cum zic, orice virusolog de bună credință, orice epidemiolog de bună credință înțelege ce spun eu. Una e una, alta e alta. Dacă îmi speculez lucrul acesta, este ca și cum anestezia este necesară pentru o operație.
dar după operație omul se trezește din anestezie. Ce te faci cu ăla care trântește numai anestezie după aia? Te bagă la terapie intensivă și te omoară. Poporul român este ținut într-o anestezie continuă. Deci criminal. Prin lui se dă voie să se ridice la poziția lui. Și atunci, această așa zisă criză este o oportunitate fantastică de a recăpăta poziția creștină. Așa cum este acum poporul român, mai speriat, mai unit, eu am certitudinea că în sufletul lui moștenire toți avem această demnitate de a fi. În clipa în care ne vom lua după haitele crescute prin pepinierile ocultei, atunci o să cădem ca popor și facem un dublu asasinat. Nu numai că ne sinucidem public, dar ne omorâm toată tradiția martirică și toată demnitatea creștină acestui neam. Îi omorâm pe cei din spate. Și așa ceva nu se iartă. În această perioadă în care oamenii așteaptă un semnal, așteaptă ca toate aceste restricții să fie cumva ridicate, sunt oameni care între patru pereți își pierd cumpătul, pe de altă parte sunt oameni care se tem de ceea ce se poate întâmpla uitându-se la imaginile transmise de posturile de televiziune, eu știu, din Statele Unite, din Spania, din Italia. Avem o clasă politică constipată, care este la acest moment cu ochii tot înspre Uniunea Europeană, ne uitând în fiecare discurs să menționeze directivele europene. Eu n-am văzut în perioada asta însă Uniunea Europeană intervenind în țările afectate hotărător, nu la nivel de declarații. Este oare începutul sfârșitului? Păi, în primul rând, Uniunea Europeană este o fantomă. O fantomă care, cum zic, are picioarele de lupt numai din punct de vedere economic și s-a dovedit ce face când ai ajutor, când ai nevoie de ajutor, s-a dovedit cinismul și ineficacitatea. Cum să fie din moment ce nu este construită pe fond creștin? Într-un fel a fost foarte bine că cu ocazia aceasta s-a compromis și această, dacă mai trebuia, construcție falsă făcută fără de Dumnezeu. Tot ce este făcut fără Dumnezeu. Problema la noi nu că stau cu ochii la comunitățile europene, sunt incapabili. Deci sunt niște incapabili să gestioneze o chestie de criză. Ne-au prins totalmente cu garda jos, cu oameni incapabili să gestioneze. Virusul nu se alungă cu poliția și cu armata pe străzi. Cu aia se creează, eu n-am văzut până acum tratare virusologică cu armata pe străzi. Virusul nu știe de frica milițianului. Aici trebuie acum să zic, am mai vorbit din Institutul Cantacuzino pe loc conștiință de asta. Dacă facem un mic paralelism și vedem cum în plină epidemie holerică Ion Cantacuzino a luat măsurile necesare, ferme, și a salvat sute de mii de vieți într-o Europa care nu credea în experimentul Cantacuzino. S-a numit marea metodă Cantacuzino. Deci am avut la momentul respectiv un om care nu s-a luat după Europa. Europa s-a luat după el. S-a creat terenul germinativ pentru inteligența și atitudinea românească. Îl aveam pe Babeș atunci. Vorbim acum din punct de vedere epidemiologic, acum pe cine avem? Vieți oameni care nu mai au un institut, care nu mai au pregătirea necesară. Am amărât ea de dincolo din Occident. Sunt printre ei, am văzut declarații unor oameni onești, mari virusologi, dar care sunt doborâți de media și ascunși, pentru că trebuie creată, frica și spaima mondială. Și oamenii ăștia care își uită tot timpul la televizor, le-a dispărut spiritul de discernământ, nu-și dau seama că ăștia mint că dacă moare un om de o gripă normală sau de o asta, îl trece la COVID. Și Mihai Viteazul a murit de COVID. O să treacă peste tot post-mortem. Este una bună, alta falsă. Una bună. Și atunci, în situația asta, nu te mai uiți la așa ceva. Sau le cântărești. Nu-și dau seama că toată media este cumpărată. În majoritate, mă uit și în România. Majoritatea posturilor de televiziune sunt cumpărate, a presii este cumpărată ca să cultive. Este cea mai frumoasă dovadă de, cum zic, de corupție și de, cum să spun, manipulare. Spiritul de discernământ apare exact în situația asta de confuzie. Dracul nu se analizează foarte mult, pentru că este infinit.
ceea ce se poate merge pe afirmarea aceasta a credinței tale și a spiritului de discernământ. Chiar așa nu poate să-și dea seama omul, una e albă, alta neagră. Unul spune că e un virus de dimensiune obișnuită, altul spune că este la letal, că se spart lămânii, altul spune că... Deci, în situația aceasta de necunoscut, este evident că omul trebuie să se ferească, din punct de vedere medical. Aici măsurile sunt foarte clare. Dar dacă situația este atât de dramatică din punct de vedere medical, de ce nu este la fel de dramatică din punct de vedere politic? De ce din punct de vedere politic se fac toate ordinăriile nenorocite pe dedesubt? Se fac mare afaceri. Nu s-au dat încă măști obligatoriu pentru că nu au cumpărat. Dar unul spune că masca într-o oră jumate devine ia vector de infecție, altul spune ține și în timpul somnului. Deci, la sfatul de genul acesta, românul trebuie să înțeleagă următorul lucru. Este o perioadă în care confuzia este cultivată, mai ales pe posturile de televiziune. Există, sunt jurnaliști responsabili, din care, iată, faci parte, dar într-o minoritate, și în rest sunt la comandă. Iau o veste și o transmite în partea alta ca să creeze panica. Eu mi-aduc aminte acum câțiva ani când au apărut aceste vești false, au fost declarat mort. Noroc că mama, biata de aia Dumnezeu să o dinească, nu trăia. Când au auzit la televizor că Dan Furica a murit, putea să fie infarct. Și când a sunat pe cineva din proximitatea mea și a zis, Dan Furic, e adevărat că a murit? Și nu. Ah, mi pare rău. Pentru că pentru el avea importanță știrea. Nu adevărul și chestia. Ăștia sunt oameni, au fost educați să producă infecție. Din punct de vedere medical, ăștia sunt vectori de infecție. Repet. Vine la capul bolnavului un medic și spune pentru asta e tratamentul ăsta și formă celălalt vine și zice nu, e tratamentul ăsta. Pe din această incoerență ce concluzie trage? Renunț la medici. O iau pe mama să se aibă grijă de mine, mă retrag acasă. Plus că România este amenințată și mai societatea în general, dar România să facă o pușcărie civilă. Oamenii în vârstă care au nevoie de aer, de oxigen și de asta au fost băgați într-o carantină stupidă. Eu țineam conferințe, mi-au zis 400 de inși, formez 200 de inși, 99 de inși. Zic, bă, să înțeleg că de la 100 de inși începe COVID-ul să meargă. Între ora 11 și ora 3 nu se ia COVID-ul, după ora 3 se ia. Pentru oameni 65 de ani. Dacă ai 64 de ani și 11 luni, nu îl iei. Mai nu acum vor să bagi de la 40 de ani să-i bagi. Asta este pușcării civil. Asta este să te obișnuiască și românul trebuie obișnuit cu poliția pe stradă, biestii polițiști trebuie să fie obișnuit să facă abuzuri. Totul trebuie dat peste cap. Și în situația asta trebuie să măsuri foarte ferme. Iar una din măsurile foarte ferme este reașezarea pe poziție creștină și mărturisirea adevărului. Iar această mărturisire a adevărului să-și mărturisească către sine românul. Să-și pune inteligența la lucru și în simțul creștin. Nu să stea pe ce apare pe CNN sau pe Rai 1, Rai 2. Să-și pună spiritul de discernământ autohton creștin, Dumnezeu îl scoate. Pe front se stătea cu febră tifoidă, cu tifos exantematic, cu coleră, cu gripă recurentă, cu gripă spaniolă și ea trăgeau, luptau. Nu se mai știa de ce se moare. Se duceau în vizită Regina Maria fără mănuși, nu ca ăștia cu mață și spitale nelocuite. Era o formă de, cum să zic, de jertfă, de eroism, de demnitate și de model. Nu de șobolan care te ascunzi și te autoizolezi, te ascunzi și în fizică când îți îndrăgărești sau să în listă. Deci aici trebuie văzut lucrul acesta cu fermitate și cu curaj, pentru că deocamdată au fost niște demonstrații impecabile de lașitate și de subversiv. Iar poporul român a fost lăsat singur. De regulă, colonialiști indivizii creează guverne mari, cum am avut noi de 30 de ani, dar ăsta este cel mai de, cum să zic, tema exponențială în materie de subvenție, în care, cum să zic, guvernul este decuplat de la popor. Ei nu sunt reprezentativi. Mă duc aminte de o lucrare a lui Mihai Minescu, care spunea că voivodul era într-o legătură organică cu poporul. Spune și mie, ce legătură organică este între ăștia și poporul român?
numai din comunicatele alea spes date dintre steaguri de la grădina botanică unde stau ăștia ascunși, nu există nicio legătură din felul cum se exprimă. Din, domnule, când ești responsabil pentru un popor, vorbești altfel cu poporul acela. Îți exprimi altfel, ești dinpreună cu el. Nu stai în buncăr și păi stai, pui aici închisoare separată. Ești dinpreună, te duci în focare de infecție, vezi, transmiți pe jurnaliști în situațiile alea ca să se rezolve problema, ca poporul nu să aibă încredere în tine. Nu vii tu, bă, din neprobetă, din prezervativ și vorbești direct și dai de ordine, cum să zic, ce mai facem în următoarele două luni. Și dacă nu se ia această hotărâre sufletească, nu ideologică, chestia asta poate să devină România o închisoare civilă liniștită sub drepturile omului și mai ales ascunse sub ideea de sănătate. Ce să fac? Au mutat piesa, au zis, domne, vreți să fiți sănătoși, stați închiși în veci. Dar trebuie să-i se explice omului. Suntem, nu mai sunt că în materie de știință este o lovitură dată o palmă, dată orgoliu științific. De ce a apărut această criză? Pentru că și-a ajunsese la nerușinarea oamenilor de știință și spuneau că știu totul. Da, s-au făcut progrese foarte mari în știință. Se face și s-a tata Dumnezeu să vă dinească când m-am dus la un televizor prin 1968 să văd cum au ajuns americanii în lună. Eram mic și a zis atâta, bă, ăștia au ajuns pe lună, dar n-au înțeles încă ce pe pământ. Îi creează, cum să zic, inteligența artificială și alte minunății de genul acesta și nu sunt capabili de 220 de ani de când s-a făcut prima variolizare al lui Edward Jenner, nu au fost capabili să lupte împotriva virusului în mod concret, decât cu bietul Pasteur, de la 1885, de la vaccina antirabică, până acum n-am făcut niciun progres. Din punct de vedere medical, ce să afle poporul român? Că apare vaccinul. Dar dacă există suspiciunea legitimă cu aceste vaccinuri, care nu mai se fac la Cantacuzino, dacă omul după 2-3 ani, cum s-a întâmplat în America, în India, în Africa mai ales, în Europa, au avut repercusiuni în timp, suspiciunea legitimă acestui român nu este exact cum trebuie, este o suspiciune legitimă. El își vrea, normal, săracul de el, orice om de pe suprafața pământului știe că vaccinul este singurul remediu. Dar vaccinurile care s-au creat în sănătate într-un mod ocult și care creează, cum zic, dizabilități motrice, paralizie flască și Alzheimer și autism în timp, ce să facă bietul român aici ținut? Dacă noi aveam garda de virusologii ai noastre, erau responsabili, adică mă duc în piață și iau brânză de la Nelu și brânza e stricată, mă întorc la Nelu, zic, bă, tu ești responsabil. Dacă mie brânza îmi vine din Honolulu, eu n-am cum să-l responsabilizez. Eu știu că am făcut toate vaccinurile posibile pe vremea când eram copil și nu m-am îmbolnăvit. Pentru că Institutul Cantacuzino era, cum să zic, responsabil pentru așa ceva. Dar, repet, au trecut 128 de ani de când virusul a fost identificat de Ivanovski. Pe 12 februarie 1992 a fost detectat pentru... De atunci până acum, în materie de virus, ăștia n-au făcut decât vaccinuri. Bun, este COVID-19, se știe care plasticitate virală. Poate să fie COVID-20, 21, 23, 24. Majoritatea care au murit vaccinați cu vaccinurile anterioare. Deci confuzia aceasta din medie este o palmă dată științei. Aici, cum să zic, ar trebui un om responsabil de stat să-și asume, nu formal cum și-au asumat ăștia, că au trecut Institutul Cantacuzino de la Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și la Armată. Ce a făcut Armata? Ce a făcut președinția că a zis că le asum? Unde este, cum să zic, ce zicea George Emil Palade? Domnule, eu trebuie să am un spațiu al meditației biologice. Să gândesc să fac asociații. Să văd, să lupt cu boala în sine. Acum fi văd pregătiți. Asta este altă lovitură. Cui prodezi, cui folosești? Uite, ne folosești să vedem și la ce nivel este această... Ce faci acum? Sacrifici medicii? Medicii pe care, cum zic, tu le-ai distrus spitalele? Medicii pe care i-ai aruncat din țară, îi pui acum cu lașitate în primul rând? Fără să aibă nici măcar, din astea de protecție? Și am aflat că s-a întâmplat și în Petroșani. Am pus inconștiința și ignoranța românului de rând, care nu știe că este purtător de virus și ignorant pentru că educația este la pământ. Asta era primordial. Să învățăm să avem abilități transgender și sexuale.
Nu să avem certitudini sanitare. N-am văzut o lege sanitară dată în perioada asta. O lege sanitară care să zică, da, domnule, din această clipă se dau fonduri. Să dea Europa fonduri să facă Institutul Cantacuzino. Știu eu mâine, până dacă un român, așa cum a fost Babeș, care a scris pentru prima oară în lume o lucrare despre bacteriologie, nici 30 de ani nu avea. Știu eu mâine că dintr-un sat, de la Lupen, domnule, din Valea Jiului sau de la mine, de la Nevoie, sau dintr-un sat din Moldova, nu se naște un geniu. Pe ca să faci pentru chestia asta, imbecilii ăștia trebuie să știe că trebuie creat un câmp, un climat. Un climat, cum să spun, de performanță. Știința are cercetare imediată și cercetare fundamentală. Noi am avut oameni de cercetare fundamentală. Ștefan S. Nicolau, în 1942, a creat prima catedră de inframicrobiologie din lume. În 1947, al doilea institut din lume de inframicrobiologie. Am avut baze extraordinare. Incapabili, au distrus totul. Au distrus armata, au distrus poliția română, pe care acum o pune să se compromită. Au distrus centura de sănătate și au distrus ceea ce este mai cumplit, educația. Sunt responsabili moral, sunt criminali. Și nu dau vina numai pe amărâții ăștia care sunt acum, băi, de capul lor. 30 de ani de bătaie de joc. Aici trebuie să înțeleagă român. Trebuie că este lăsat singur cu Dumnezeu. Și dacă e lăsat singur cu Dumnezeu, atunci să plece cu Dumnezeu înainte. Pentru că altfel, lepra asta, virusul ăsta ideologic, globalizant, în care se zic că de la 50 de ani mor sau de la... Nu vedeți că s-au pus grile. Dintr-o dată eu n-am văzut cu cât cinism, cu câtă lejeritate. Sper și era bătrân. Că zice că avea, au învățat acum în cuvânt, comorbidități. Da, domnule, era o viață de om. Bătrânii au fost lăsați să moară. A început o lipsă de respect față de categoria 3-a, pentru că e total necreștin. Eu nu mi-aduc aminte să fi avut atitudinea asta față de tatăl meu sau față de bunicul meu. Nu mi-aduc aminte. Eu mi-aduc aminte că tatăl meu, care a fost mult mai în vârstă, m-a făcut la 53 de ani, avea față de el respect. Știam că el este sinonim cu cunoașterea, cu o anumită sensibilitate, purta o lume în el. Nu mai vorbesc de bunica mea. Era o lume care nu știam cum să țin, să ține cât mai mult. Ăștia nu știu cum să scape, pentru că au nevoie de sclav tine. Nu vedeți că se induc lucruri de eutanasiere civilă pentru prima oară? Și cu ce te aperi aici? Te aperi cu bunul Dumnezeu. Și fiecare familie, în mod normal, ar trebui să facă în casa ei un mărășești creștin să zică pe aici nu se trece. Eu le-am spus lucrurile astea cu durere în suflet, nu cu ură, nici față de amărâți ăștia care ne conduc, pentru că mi-e milă în ultimă instanță, pentru că sunt ai noștri, dar nu-și dau seama că au făcut pactul cu diavolul. Mi-e milă, mi-e o milă fundamentală, cu compasiune privesc, dar nu pot să am milă atunci când se calcă în picioare matca creștină sufletească acestui popor. Acolo este intoleranța cristică. Noi vorbim de mila și de dragostea lui Dumnezeu, care este fantastică, dar trebuie vorbi și de intoleranța lui Hristos atunci când în templu au venit găinarea să vândă. I-a scos afară cu biciul, n-a zis de mâine fac un discount de 30%. N-a făcut compromisuri. În România trebuie să se înțeleagă că nu merge cu ce merge dincolo. Nici virusul nu merge de la țară la țară la fel. Fiecare țară are un baraj imunologic. Are o structură de imunitate și anticorpii ei respectiv biologici, dar are și anticorp social. E, lucrul ăsta trebuie văzut. Maestre, pe finalul acestei intervenții, cum credeți că se va încheia, ce va rămâne după tot acest experiment, haideți să-i spunem? Păi dacă noi ne înrolăm, ne înrobim la acest experiment, nu avem decât să așteptăm cu gura căscată să ne dea drumul stăpânul lumii. Niște maimuțe financiare. Să ne rugăm la ei, domnule. Scoateți dumneavoastră icoanele din biserică, că oricum, pentru prima oară în istoria creștinismului, sfinții au fost vector de infecție, nu nenorociți ăștia. În loc să dăm cu spir pe parlamentar, dăm pe sfinți. În loc să-i băgăm pe ăștia în formă, am început să dăm pe cădelnițe și pe cruci. Păi dar cât mai durează? Să facem pronostic, stăm din statistici. Vorba lui Constantin Noi, că a venit să vă scot din statistici. Trebuie văzut cu distanță socială și... ca cealma aceasta și trebuie mers înainte, nu când ne dau ei drumul, când le spunem lor. Noi trebuie să le spunem, dar pentru asta trebuie o poziție socială. Eu în Teatrul Național,
când am avut directori cretini, n-am făcut ce a zis directorul și Ministerul Culturii, ci ceea ce am simțit eu că sunt responsabil față de poporul român. Așa mi-am făcut cariera cu fața spre Dumnezeu. Eu ce să-mi dau ăsta drumul alesă? Păi sigur că nu o să fie acum revoltă să iasă românul să dea cu... Doamne ferește, te supui! Ce-i al cezarului, al cezarului. Dar nu da, bă, cezarului, ce-i al lui Dumnezeu. Nu-ți da propria ta libertate. Nu-ți da propria ta credință. Nu vezi că cezarul a intrat în zonele care nu sunt ale lui? El vrea să fie, domne, Dumnezeu. Un om când greșește și greșește cu răutate și se cu răutate, reține lucrul ăsta, greșește cu răutate și se mai și comportă zicând în sinea lui, cine-i Dumnezeu ăsta, eu sunt. Ăla o va lua pe ceafă. Pe deasa lui Dumnezeu intervine imediat sau în timp. Românul trebuie să știe asta. Unde calci, mă? Îmi dai tu mie drumul din lagăr? Lasă, bine, asta o să fie. Problema este ce faci după. Ce faci după? Că epidemia asta nu se țină 160.000 de ani. Atât cât este ea. Reală, nereală, nu țin. Problema este să nu fii virusat sufletește. Păi dar ce, suntem conduși, cum să zic, de neagiu care ne zice când suntem liberi. Ăsta confundă faptul că dacă se duce la cârciumă, confundă cu libertatea lui în fața lui Hristos. O să fie libertatea să mergem la cârciumă și după care o să dea din nou semnalul înapoi acasă. La ce libertăți luptăm? Pentru libertatea de a ne duce până la cârciumă sau la cinematograf sau la mall? Sau libertatea de a fi român și creștin? Aici trebuie văzut. Așa că pe mine nu mă interesează deciziile lui Nea Fane care ne spune că relaxați-vă. Eu sunt relaxat de mult. Problema este să nu relaxeze Dumnezeu pe el definitiv, dacă se joacă cu destinul acestui popor. Aici este cu totul și cu totul o chestie de atitudine. Nu mai aștepta. Ce facem? Lingem ca mistrețul, porcul mistreț, pușca, țeava puștii care ne va zdrobi creierul? Stăm îngenunchiați în condiția noastră de români și de creștini? Repet, domnule, din punct de vedere epidemiologic, lucrurile sanitare sunt așa. Am nevoie să se pronunțe oameni responsabili din punct de vedere medical. Am nevoie să se să pronunțe oameni din punct de vedere politic care țin la poporul ăsta, nu la directivele europene. Că ăștia care țin la directivele europene au ținut înainte la directivele sovietice. Am nevoie de o mamă care să fie responsabilă pe copilul ei. Nu de, cum să zic, babysitter din Thailanda care să înlegăne copilul. De aici este vorba. Cine leagă în acest popor? Cine îl mângă la moment de suferință? Din moment ce biserica a fost arestată. Și atunci ce să așteptăm? Să fac pronosticul, să zic, da, domnule, luna mai... Păi normal că ăștia se relaxează, că vine întâi mai muncitoresc, e sărbătoarea lor. Paștele trebuia închis. M-ați înțeles? La Paște a lucrat COVID-ul, de întâi mai o să dea liber puțin. O să se consume la sticlă. Sănătate și fericire. Mulțumim pentru intervenție. Doamne ajută și sărbători, zile liniștite în continuare. Maestrul Dan Puric în direct la Mondo TV în această după amiază, doamnelor și domnilor.